Acțiunea se desfășoară anual în cadrul Zilelor Educației Naționale, iar festivitatea de deschidere a avut loc luni, pe 18 aprilie, la parterul Centrului Cultural Ion Vina. Este foarte important pentru copii să fie orientați acolo unde ei au aptitudini. Și târg este și o expoziție în același timp și lucrurile sunt extrem de simple în momentul în care ai o vedere de ansamblu asupra tuturor ofertelor care sunt prezentate aici. De aceea, pentru toți cei care sunt interesați, încă o dată adresez această invitație. Mulțumesc celor care astăzi sunt aici și care prezintă ofertele și care în această săptămână vor face un efort extraordinar, pentru că nu e simplu să ai o prezentare pe parcursul unei săptămâni de dimineață și până seara. Festivitatea a fost deschisă de către corul seminarului teologic Teoctist Patriarhul din Giurgiu, urmat de un grup de elevi instrumentiști care au încântat publicul prezent. De la clasa a 5-a, o să ne interpreteze la flaut o arie de Boadil. Costumați în uniforme, cu standurile pregătite, reprezentanții liceelor giurgiuvene au încercat să-i convingă pe vizitatori că oferta lor este cea mai bună. Oferta noastră constă în două clase de filologie, una de engleză intensiv, iar cealaltă de franceză intensiv, două clase de științe sociale, două clase de științe ale naturii și un profil vocațional, cea de profilul de pedagogic. Suntem din Liceul Tehnologic Sam Giurgiu și am venit să prezentăm celor de clasele 8-a liceul nostru. Păi sunt o clasă de a noua de liceu pe profil de mecanică, o clasă de a noua pe profesională de construcții și electrician. Mai mulți elevi care finalizează cursurile clasei a 8 au venit însoțiți de profesori sau de părinți și au avut de unde alege, pentru că oferta din acest an este destul de variată. Cu toții trebuie să se pregătească din timp pentru liceu, dar mai ales pentru a-și putea forma astfel o idee cât mai apropiată de realitate în ceea ce privește oferta acestor unități de învățământ. În această săptămână școala altfel să fii mai bun, să știi mai multe, să fii mai bun și Zilele Educației Naționale, cum facem de fapt de 15 ani. Zilele Educației Naționale se vor încheia cu un spectacol oferit de liceenii din județul Giurgiu, spectacol programat pentru data de sâmbătă, 23 aprilie, de la ora 10.